Reviților, se pare că o programare trebuie respectată. Este 10 septembrie 2023, când eu figurez în programare urmând să predic. Și dacă nu sunt la Salem, Fraunhausen, Dillenburg, sunt la Maranata, Vulcan. Respectăm programările. Și acum vă invit cu dragoste să ne ridicăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu și voi da citire la un pasaj din Evanghelia după Matei, din capitolul 15, începând cu versetul 21. Un pasaj care în traducerea Cornilescu poartă titlul Femeia Canaanită. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și atât că o femeie canaanită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul că-și strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Vă rog să vă reașezați. Am transmis saluturile noastre bisericii când am fost data trecută aici, dar pentru că văd fețele fraților cu care nu m-am întâlnit încă, vreau să repet iar câteva lucruri în ceea ce ne privește. Poate mulți se întreabă pe unde ori mai fi fiind și marțienii aceștia. Ei bine, suntem de 4 ani și jumătate în Germania. Avem o biserică penticostală unde mergem, aceeași biserică, chiar dacă în acești ani suntem la a treia adresă. Noi ne-am mutat, am păstrat însă biserica. Dacă la început, în primii 2 ani, eram la 30 de kilometri de biserică și nu aveam nici mașină, veneau frații, ne luau, ne duceau la biserică și la sfârșitul programului ne duceau acasă. O jertfă făcută de frații noștri prea iubiți. Am fost întâmpinați cu dragoste acolo. Apoi ne-am mutat la 45 de kilometri de biserică, dar am avut mașină. Acum suntem, un an jumate am stat acolo, acum suntem la 38 de kilometri și iar avem mașină, ne descurcăm. Prezența noastră la biserică o considerăm vitală și trebuie să o înțelegem așa cu toții. Pentru că am înțeles chemarea Domnului, am răspuns aceste chemări, ne bucurăm de mântuire și de promisiunile lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că noi suntem ai Domnului împreună, în unitate. O biserică în care trebuie să ne implicăm cu toții. Suntem mădulare aceluiași trup. Și nu sunt mădulare inutile. Dumnezeu nu a creat niciun corp în felul acesta. Orice mădular are o funcție, are un rol bine determinat de Dumnezeu. Așadar, fraților, să ne iubim biserica. Ne bucurăm să ne revedem, vă salutăm, chiar dacă mâine plecăm din nou. Același drum, aceeași biserică, care este parte a Bisericii Universale, a Bisericii lui Hristos. Vom fi răpiți împreună, indiferent că ne va găsi răpirea acolo sau aici, pentru că aici urmează să ne întoarcem. Fiți binecuvântați! Și acum, preiubiților, vorbim despre una dintre minunile Domnului, una dintre multele minuni din perioada cât a umblat, din timpul lucrării sale publice, care a durat 3 ani și jumătate. O parte sunt menționate în Evanghelie. O mică parte, pentru că ne spune Ioan, dacă tot ceea ce a făcut Iisus în această perioadă ar fi scris, cărțile n-ar încăpea pe pământ. Vă imaginați cam ce volum de lucrări acolo, nenumite, nemenționate. Una dintre minuni, am citit-o aici și vorbim despre ele, despre minunile acestea pe care Domnul le-a făcut. De altfel, ne plecăm asupra cuvântului, a tuturor pasajelor din Scriptură, pentru că întreaga Scriptură este insuflată de Dumnezeu, așa cum este scris. Dar minunile aduc ceva special pentru noi. Atunci când ne aplecăm asupra unui pasaj care vorbește despre un miracol divin, ne întărim în credință, aici îl vedem pe Iisus acționând în un anumit fel, îi vedem divinitatea, vedem atotputernicia lui Dumnezeu și mai credem ceva, că minunile nu s-au sfârșit. Că
Dacă Iisus a răspuns atunci unei chemări speciale, și o să vedem de ce, de ce n-ar răspunde astăzi? Așadar, minunile există, chiar dacă viața noastră nu va fi cu siguranță un șir neîntrerupt de minuni. Ne spune despre greci că ei căutau înțelepciune și evrei minuni. Vreau miracole. Dorim să-L vedem pe Dumnezeu în toate, dar trebuie să înțelegem că acestea sunt excepții prin care Dumnezeu acționează ca să, și aici motivele sunt diverse, fie să ne trezească, fie să ne întărească, fie să-și arate slava acolo unde nu este suficient de cunoscut. Acest este rostul minunilor, așa că să nu ne așteptăm să umblăm din minune în minune, minuni de genul acesta. Sunt atâtea alte minuni care trec neobservate pentru că nu deschidem ochii suficient de mari. Ce este la urma urmei o minune? Minunea este, potrivit dicționarului explicativ, un fenomen ieșit din comun, atribuit, spune ei, puterii divine sau altor forțe supranaturale. Atribuit, spune dicționarul, noi știm cu adevărat că aparțin lui Dumnezeu minunilor, dar și în același timp știm și că mai există forțe supranaturale. Și forțele întunericului sunt supranaturale, adică pot să facă lucruri pe care noi nu le putem face. Acesta este supranatural, ceea ce depășește puterile noastre de a face, de a crea, de a modifica ceva. Există forțe supranaturale și în întuneric. Și noi știm. Știm că se fac semne și minuni și din partea întunericului. Însă este vizibil ceea ce vine de la Dumnezeu. Acolo unde este amprenta lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu, așa cum scrie în Exod, acolo se știe. Aici este degetul lui Dumnezeu. Și așa îl cunoaștem. Am dat o definiție a minunilor. Ca să înțelegem mai bine, trebuie să știm că universul întreg, întreaga creație se guvernează după legi stabilite de la bun început de cel ce le-a creat. De la microunivers, regulile precise după care se mișcă atomii în jurul nucleului, până la macrounivers și mișcarea astrelor, după legile mecanice cerești, peste tot sunt legi și reguli. Sunt legi în fizică, sunt legi în chimie, sunt legi în matematică. Pe unele le numim, le studiem și avem și formule de calcul pentru ele. Există și nu putem să ne abatem de la ele. În toate există legi și ne supunem acestor legi. Să luăm până oară gravitația. A fost numită astfel doar de la Isaac Newton încoace și să folosesc formule de calcul atunci când vorbim despre accelerația gravitațională. Doar până atunci nu simțeau oamenii gravitația? Nu o numeau astfel, nu știau, nu făceau calcule privitoare la gravitație. Dar atunci când îți reparai acoperișul, nu făceai un pas dincolo de strașină fără să fii conștient că urmează să iei contact cu pământul, care îți poate fi fatal. Oamenii înțelegeau că există legile astea, chiar dacă nu și le explicau, nu le defineau și nu le cuprindeau în formule. Așadar, pentru că există legi precise în întregul univers, legi cărora nu ne putem sustrage noi, cei creați, tot ce iese din sfera acestora sunt miracole, sunt minuni. Cine oare poate încălca aceste legi? Creatorul cu siguranță. Dacă El a creat universul, El a stabilit regulile, El se poate sustrage acestor reguli. Până și la nivel cosmic. Haideți să ne amintim de Iosua și bătălia de la Gabaon. Este greu de crezut că soarele s-a oprit, dar cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Pentru că potrivit legilor de care spuneam, tot ceea ce mișcă, mișcă după legi precise. Vedeți, atunci când credem că stăm confortabil în scaun, practic față de soare, dacă ne raportăm la soare, ne deplasăm cu o viteză medie de 30 de km pe secundă. Atenție! 30 de km pe secundă. Și când spunem medie, o spune pentru că atunci când este la apogeu și la perigeu, au viteze diferite. La o distanță mai mare de soare, viteza este mai mică. La o distanță mai mică de soare, viteza este mai mare și atenție. Ca să vedeți dumneavoastră cum lucrează Dumnezeu și precizia cu care a fost creat universul. Pentru că doar viteza aceasta îl ține în echilibru ca să nu cadă pe soare datorită atracției care o exercită. Și ca să învingă această atracție, merge cu o anumită viteză și când este departe, nu este nevoie de aceeași viteză ca și atunci când este aproape și atracția este mai mare. Dacă viteza
s-ar schimba, s-ar modifica, dacă ar crește, ar ieși de pe orbită, ar părăsi sistemul solar, pământul nostru. Dacă ar înceteni, ar cădea pe soare. Nimic nu se poate opri în univers. Totul este mișcare cu viteze precise care acum se cunosc, se calculează. Se știu toate aceste lucruri. Și totuși ne spune că la bătălia de la Gabaon, când Iosua a invocat puterea divină, voia să-și termine treaba începută, ea a fost încredințată. Lupta aceasta și-a biruit în numele Domnului. Avea nevoie de timp. Oprește-te soare asupra Gabaonului. Oprește lună și tu. Și s-a oprit. Și noi credem. Deși depășește posibilitatea noastră de înțelegere. Pentru că știm, așa cum spuneam mai înainte, nimic nu se poate opri. Ca să oprească soarele, toate celelalte s-ar deregla. Universul întreg s-ar da peste cap. Pentru că ele interacționează, corpurile cerești. Depășește puterea noastră de înțelegere. Dar cel ce l-a creat spune, ho, stai, pentru cât timp îți voi spune, până vă spune să pornești din nou. Se poate. La Dumnezeu, da. Până și legile macro-universului se supun lui Dumnezeu. Din moment ce Dumnezeul acesta, Dumnezeul nostru, a spus să fie lumină și celelalte, și prin cuvântul tău a apărut tot ceea ce vedem și ce nu vedem, de ce n-ar putea la un moment dat ca lucrurile să se schimbe? Aceasta înseamnă tot puternicie. Acesta este Dumnezeul nostru și vom ajunge la minuni mai practice, dar aici vrem să-L înțelegem. Haideți să ne amintim de Ezechia, o altă minune cosmică. Dumnezeu a hotărât să-l cheme acasă, așa cum ne este rânduit tuturor. Doar pentru că avea ceva special pentru el, l-a înștiințat prin proroc și l-a trimis pe Isaia să-i spună: pune lucrurile în rânduială, frumos, pentru că toți suntem luați prin surprindere în momentul acesta. Rămân planuri neterminate, rămân în urma noastră oameni care depind de noi și este durere și este jale. Lui a spus, puneți planurile în rânduială, pentru că vei muri. Și în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru această înștiințare, ca tot om, cine este cu adevărat sătul de zile și pregătit să plece de aici? L-a rugat pe Dumnezeu cu lacrimi. Mai vreau. Vreau să mai rămân. Și Dumnezeu s-a îndurat. Dar a vrut și un semn. Umbra de pe cadranul solar să meargă înapoi. Vedeți dumneavoastră, am văzut o minune în care soarele s-a oprit. Aici se pare că a luat-o invers. Pentru că pe cadranul solar, orele erau indicate de umbră. Și umbra mergea într-un singur sens. Potrivit mișcării noastre față de soare. E bine, acolo umbra s-a dat înapoi. Imposibil, am zice. Cunoscând acum legile mecanicii cerești. De la Johann Kepler încoace. Și totul s-a întâmplat. Și nu ne îndoim. Nu ne îndoim. Este cuvântul lui Dumnezeu. Povesteau frate odată că l-a confruntat cineva. Cum poți tu să crezi că eu n-am fost înghițit de chit? Mă, un pește oricât de mare ar fi, nu poate să înghită un om. Mă, Dumnezeul meu, spune el, poate să facă. Și dacă ar fi scris că Iona l-a înghițit pe chit, eu și atunci aș crede, pentru că Dumnezeu poate să facă orice. Acesta este Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă credință oarbă. Cum suntem condamnați? Acuzați de cei din jur. Nu, înseamnă încredere într-un Dumnezeu veșnic și într-un Dumnezeu atotputernic. Așa trebuie să-L vedem pe Dumnezeu. Dacă astrele care trebuie să funcționeze perfect, așa cum a fost rânduite și pus acolo, trebuie să se învârtă invers, să oprească, se vor opri fără să întâmple niciun incident. Nu vor cădea unele peste altele. Atunci când Dumnezeu spune. Pentru că au apărut la urmă unele prin cuvântul lui Dumnezeu. Miracole în matematica lui Dumnezeu. Și aici suntem uimiți. Doamne, minunat ești Tu. Este atât de simplu să spunem din doi, iei unul și rămâne unul, evident. Și dacă îl mai ieși pe acela, nu mai este nimic. Oare așa și la Dumnezeu? Înmulțirea pâinilor, Doamne. 5 pâini și 2 pești. Ar fi încăput într-un coș și ar fi rămas loc. N-ar fi umplut coșul. Le-a frânt, le-a binecuvântat. Deci împărțiți-le. N-au apărut 5.000 de coșuri. 5.000 au fost numai bărbați. Fără femei și copii, cum ne spune Biblia. N-a făcut mii de coșuri. Nu. Le-a frânt și a început. Dar nu se mai terminau. Dă-le și legilor. Un coș care ar fi rămas gol. Și s-au adunat
12 coșuri de firimituri, de resturi după ce s-au săturat toți. Oare așa funcționează matematica? Numai la Dumnezeu. Și atunci de ce ne-am mirat de alte lucruri? De ce ne-am îndoit că Dumnezeu poate să acționeze cum noi nu putem? Atunci când îmi spune medicul mai de 3-2 săptămâni, boala ta este incurabilă și te duci la profesor și la alți profesori, ce ne pare rău, asta este, suntem oameni și trebuie să o sfârșim. Și dacă Dumnezeu zice nu, un cuvânt al tău este de ajuns, cuvântul lui Dumnezeu te pune pe picioare. Și de ce ne-am îndoit? Când astele se opresc în loc, când pâinile se mulțesc. Să ne amintim de văduva din Sarepta. L-a primit pe Ilie, du-te acolo și a cerut, fă-mi o turtă. Din ce? O mână de făină și un pic de un de lemn în ulcior. Fac o turtă pentru mine și fiul meu și ăștia suntem. Știi bine că e secetă în țară și nu mai sunt roade. Păi mie întâi și vei vedea ce se întâmplă până va ploua din nou. Și-a luat făină și-a luat ulei. Și-a luat făină și-a luat ulei. Turtă la Ilie, turtă ei, turtă fiul ei. Și a continuat în același mod. Nu se termina nici făina, nu se termina nici uleiul. Doamne, asta e matematica ta. Să nu ne îndoim de minunile lui Dumnezeu. A mai fost văduvă care a apelat la Elisei, săracă, văduvă. Doamne, ce fac? Sunt datoare. Cu ce îmi plătesc datoriile? Ce ai? Niște unde len. Adună vase goale. Și nu puține. Nu puține. Golește, golește, golește. Bine, Doamne, eu când golesc de aici, trebuie să golească. Eu am pus, nu se golește. Mai pun și celălalt, nu se golește. Acesta este Dumnezeu. Așadar, ne supunem tuturor legilor. N-avem încotro. Așa se guvernează Universul. Dar este cineva care le-a creat Universul întreg și legile lui. Și el se poate sustrage. Acestea sunt miracolele. Avem aici o minune specială. Pentru că, iată, ni se spune Iisus după ce a plecat de acolo, de unde? Răsfoim, dăm în spate, vedem că era pe Marea Galilei, acolo activa în momentul acela. Făcea minuni, făcea vindecări și ceea ce era esențial și pentru ce venise în lumea noastră, pregătea oamenii pentru mântuire. Propovădea Evanghelia mântuirii. E bine, pasajul următor spune, Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei. A plecat din lângă Marea Galilei, s-a întors lângă Marea Galilei. Acesta este contextul. Dar unde a ajuns el? În părțile Tirului și Sidonului. Fenicia este pe coasta Mării Mediterane. S-a dus de la Marea Galilei la Marea Mediterană, a revenit la Marea Galilei. Pentru ce? Ce a făcut Iisus acolo? A răspuns rugăciunii unei femei păgâne, redineamul cananiților, cu ei n-aveau nicio legătură evrei. Erau cei care au scăpat din cauza neglijenței evreilor. Pentru că Dumnezeu a dat în mâinile lor popoarele cărora trebuie să le ocupe teritoriile și a trebuit să-i distrugă pe toți. I-au lăsat pe o parte să scape și cananiții au fost împinși spre nord, în Fenicia. Oameni fără Dumnezeu. Dar Hristos spărășește locul unde acționa între ai săi, merge pentru femeia aceasta până la Mediterana și revine între ai săi. Este prima lucrare din Scriptură, nu o să-L mai găsim pe Iisus acționând în alte teritorii decât cele ale poporului la care a venit. Aceste lucruri trebuie să ne dea de gândit. Aș vrea să mai fac aici o paranteză. Am putea face o categorie specială de astfel de minuni, de răspunsuri la solicitări în care vedem durerea și jertfa părinților care se roagă pentru copii. Și am putea încadra femeia aceasta în această categorie. Mi-am uitat eu și referințele. Un tată a venit la Iisus. Fiul său era muncit de un duh. A apelat mai întâi la ucenici. Iisus nu era acolo. N-au putut să-l ajute.
Când a apărut Iisus, a zis, Doamne, dacă poți să faci ceva, îndură-te, ai milă, iată care stați. Iisus i-a zis, tu zici, dacă poți. Totul este posibil celui care crede. Ce trebuia să facă? Doar să creadă. Atunci acest părinte disperat care a urmărit creșterea copilului, că spunea că din copilărie era muncit de acest duh, a crescut cu această boală, îl trântea când în foc, când în apă, voind să-l ucidă. Suntem părinți aproape toți. Ne-am crescut copii și am suferit alături de ei. Când a durut un dinte, când a durut un picior, ai fi vrut ca părinte, iubindu-l, să iei durerea. Doamne, aș vrea să sufăr eu, numai să nu-l văd plângând. Suntem părinți și știm ce înseamnă. Și a văzut copilul astfel muncit de acest duh, ar fi făcut orice. Și acum ajunge la Iisus, nu-i zice decât să creadă. Și atunci își dă seama că practic nu crede de ajuns. Era șansa lui să-și vadă copilul vindecat, dar n-avea ceea ce trebuia acolo, n-avea suficientă credință. Cred, Doamne! Ajută-ne credinței mele. Cred, Doamne, dar nu unde ajuns, dar tu poți să faci ceva. Să faci ceva cu credința mea. Vreau să cred mai mult. Vreau să simt mai mult. Vreau să trăiesc mai mult. Dar vreau să văd minunile tale. Vreau să-mi văd copilul vindecat. Minunat este Dumnezeu. Și pentru că am zis că facem așa o categorie specială. Haideți să ne amintim de Iair, fruntașul sinagogii. Ce nu o fi încercat și omul acesta? Nu era oricine. Și nu era tocmai la îndemână nici să apeleze la Iisus, pentru că relațiile lui Iisus cu oficialitățile, cu mai mari zile, cu farisei în speță, știm bine care erau. Pentru că am confruntat farisei, vai de voi, le-a spus rata rânduri. I-a acuzat pentru duplicitatea lor, pentru felul în care încercau să-L dribleze pe Dumnezeu, respectând mai mult tradiția decât cuvântul. El, un fruntaș al sinagogii, n-ar fi fost lăudat de comunitate să mergi la Iisus, pe care la urma urmei urmau gloatele, urmau săracii. Un fruntaș al sinagogii, n-ai alte soluții. Dar este vorba despre încă un părinte îndurerat. Fata lui de 12 ani trăgea să moară, așa este scris, trăgea să moară. Dragi părinți, îți vezi copilul nu doar suferind, că își trăiește ultimele clipe. Unde te duci? Dacă ai auzit că acel Iisus cu care tu n-ai prea avut treabă până acum, nici n-ai crezut că El poate să facă ceea ce face sau că este de sorginte divină. Te-ai îndoit de aceasta, ba care ai contrazis pe cei care afirma lucrul acesta. Dar fata ta de 12 ani trage să moară. E când Dumnezeu face lucruri de asta în multe situații, pentru că motivațiile lui Dumnezeu sunt diverse și fiecare situație are specific cu ei. A vrut să-L trezească și problema aceasta, pentru că în situația asta te agăzi și de un pai. Ori acolo era Iisus. Eu sunt fruntașul sinagogii. Am încercat orice soluții. Medicii mă ascultă cu toții și răspund solicitărilor. Dar n-am făcut nimic. Fata mea de 12 ani își trăiește ultimele clipe. Iisuse, tu poți, vino cu mine, hai la casa mea și fă ceva pentru fata mea. Este strigutul disperat al unui părinte. Iubiților, s-a pornit, dar între timp au venit oamenii, nu îl mai deranja pe învățător. Mai trăiește Iair, mai respiri Iair. Fica ta de 12 ani pe care ai plâns și iată, te-ai dus la Iisus. Ai crezut în ultima soluție. O și vedeai vindecată, pentru că Iisus poate. Nu mai este nicio șansă. Mai faci ceva, Iair. Mai poți să gândești, Iair, s-a întunecat pământul, Iair. Mângâierea vine de la Iisus. O bătaie pe umăr și o voce lăchită. Liniștește. Liniștește-te. Eu sunt aici ca să te rezolv, să-ți rezolv problemele. Prea iubiților, trebuie să luptăm împotriva îndoielilor. Avem nevoie de Dumnezeu. Solicităm intervenția lui Dumnezeu în viața noastră, dar haide să nu ne mai îndoim, să credem mai mult. Și dacă primii pași nu se fac așa cum noi credem, să credem în izbăvirea de la capătul drumului. Poate că Dumnezeu va întârzia.
Poate vrea să ne testeze credința. Poate vrea să ne mai lase o vreme dacă suntem pentru șlefuire. N-avem strălucire pe care vrea să ne-o dea. Să credem că sfârșitul va fi unul glorios. Nu la casă la Ir. Vezi satana. Și-a înviat-o. Ce credeți, s-a schimbat viața lui Ir? Eu cred că da. Eu cred că și în sinagoga unde era fruntaș a vorbit altfel despre Iisus. Nu este cu drac, cum zic unii. El este Dumnezeu. El face ceea ce nu poate să facă nimeni. El poate să calce în picioare legile care guvernează universul, pentru că El este Creatorul. Așa lucrează Dumnezeu. Au mai fost copii bolnavi, au murit copii în vremea lui, cum se întâmplă și astăzi. Cazul lui Iair a fost unul în care Iisus a intervenit. De aceea motivațiile lui Dumnezeu trebuie înțelese de ce acționează într-un fel sau în altul, în situații diferite. A trezit un fruntaș al sinagogii, un om cu influență în comunitate și astfel se putea trezi o cetate. Domnul să fie lăudat. Și ne întoarcem la femeia aceasta. Ca să încheiem ciclul acesta de părinți care strigă pentru copii. Spuneam că suferim odată cu copii. Plângem odată cu ei. Am vrea să le luăm suferința. Ne ajută și cuvântul mângâietor al aproapelui. Când fratele, sora vine, spune, lasă, totul va fi bine. Lasă că și eu am trecut prin aceasta și iată, toate s-au sfârșit. Aceasta atunci când copilul tău are dureri de cap, roșu în gât, dureri de picior, când boala este una acceptată de societate, primești încurajare. Dar cazul acesta nu era așa. Fiica femeia acestea, muncită rău de un drac. Și oamenii nu acceptă lucrurile acestea. Cu o boală oarecare, omul te înțelege și în durerea ta ți-a alături și te mângâie și asta te încurajează și îți dă avânt. Dar sunt boli condamnate de societate, de cei din jur. Aici intervine neacceptarea. Aici intervine respingerea. Nu-i vorba doar de durere. Dar tu, mamă, vezi copiii jucându-se și tu știi că fata nu se va juca cu ei. Dacă fata se va apropie de ei, vor striga alea și vor alunga de acolo. Oamenii nu vor avea în mijlocul lor. Și chiar dacă ne obișnuim cu durerea, cu suferința fizică a copiilor noștri, aici e și mai greu. Să-l vezi copilul neacceptat. Să-l vezi că nu se poate juca cu ceilalți copii. O femeie necredincioasă, din neamurile păgâne, din Fenicia, din Nord. Nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că n-aveau și zeitățile lor. Pentru că Dumnezeu a pus ceva în om atunci când l-a creat, din el. Iar când oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu, locul acela a rămas gol. Și l-au umplut cu orice altceva. Dar nu puteau fără credința în divinitate. I-au simțit că vin de undeva și se îndreaptă înspre ceva. Și când s-au îndepărtat de Dumnezeu, ispitiți de diavolul, evident, și-au ales alți idole. Și știm cu câtă ușurință. Știm de la poporul lui Israel, după ce a trecut prin Marea Roșie, a văzut minunile, a văzut mana, la câteva zile au făcut un vițel. El ne-a scos din Egipt. Vedeți? Cât merge memoria omului. Așa de împlă cu toate popoarele păgâne, Dumnezeu a rămas Dumnezeul lui Israel. Deci El mai și numim astăzi și este Dumnezeu tuturor și este Dumnezeu mântuirii la urma urmei. Femeia aceasta nu cunoștea pe Dumnezeu. A apelat și ea. Iar dacă nu menționează Scriptura, dar nu este greu să ne imaginăm ce poate face o mamă disperată, care ar fi vrut să-și vadă familia, fetița eliberată de acest duh demonic, familia sa integrată în mijlocul celorlalți copii, să-și vadă fetița râzând, să se bucure de ea, să o vadă crescând, să o vadă la casa ei, așa cum dorește orice părinte pentru copiii lui. Ce n-o fi încercat? Și acum vine la Iisus. Și a făcut temele. A învățat cine este Iisus, de aceea și să-și adresează cu fiul lui David.
Ea, o femeie dintre neamurile păgâne, așa zicea de la său evrei, pentru că știau lucrul acesta, că vine din seminția lui David. Ce știau despre istoria Israelului, popoarele păgâne. Și a făcut temele, că știa. Știa că este ultima ei șansă. Dumnezeu ei și surzi și muți. Nu au răspuns, cum se exprima el. Și surzi și muți. Nu au răspuns. Dar a rămas această șansă. De ce n-ar folosi-o? Pentru că menționam aceasta. Din dragoste pentru copilul tău ești gata să faci orice. Și femeia aceasta face. Trece peste toate barierele. Când este umilită de Iisus. Oare de ce? Nu voia să intervină? De ce ar fi făcut drumul de la Marea Galilei la Marea Mediterană? Pentru că am văzut că n-a făcut nimic altceva în zona aceea. S-a întors înapoi la Marea Galilei. A vrut să dea o lecție de credință, de jertfă, de tenacitate celor care priveau din jur și nouă tuturor care avem acces la Scriptură. Pentru că mai întâi nu i-a răspuns. O tăcere jignitoare, umilitoare. Cum facem atunci când ne adresăm cuiva și ne ignoră? Suntem gata să... Bine, măi, păi ce sunt eu aici? Să mă ignor pe mine? Să nu mă bagi în seamă? Ar fi putut să renunțe. Am venit degeaba și până la asta. Un evreu înfumurat ca toți ceilalți, care nu vor să comunice cu noi, care nu ne răspund întrebărilor, care nu vor să ne întâlnim cu ei la activități comune. Ar fi putut să abandoneze. Dar nu avea alte șanse. Încercase tot ceea ce se putea face. A trecut și peste aceasta. Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. A intervenit în ucenicii. Doamne, nu te sâcâie femeia aceasta. Fă-i ceva, că uite, strigă după noi, ne deranjează. Ei erau agasați de insistențele femeii. Iisus a tăcut. Aceasta a fost prima barieră. Tăcerea care înseamnă un refuz. Peste care ea trebuia să treacă. Ori să abandoneze, ori să treacă mai departe, umilindu-se. Îndurerată. Mamă care își iubea fiica și pe care vrea să o vadă sărătoasă. Rupe bariere. Chiar dacă îi părea un evreu înfumurat, învățătorul. O să o fac și pe asta. O să trec și peste asta. O să mă apropii de înfumuratul acesta. Probabil gândea ea. Nu putea să pară altceva. Relațiile pe care le aveau ei cu evrei. Refuză tăcerea lui Iisus. Trebuie răspuns. Iisus a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdutele casei lui Israel. Aceasta nu mai fost să cere. A fost o respingere categorică. Tu, femeie, ce cauți tu aici? Nu-ți cunoști lungul nasului? Nu-ți cunoști locul? Dacă eu sunt trimis la oile casei lui Israel, ce ai tu comun cu israeliții? Voi trebuia să fi murit strămoșii tăi, uciși de israeliți. Nu-i locul tău aici. Eu pentru ei am venit. Respingerea este categorică. Aceasta a putut să o îngenuncheze. A tăcut. Și când a vorbit, m-a respins. N-am ce căuta aici. Oare aceasta era în inima lui Iisus? Oare de aceea s-a dus până acolo să întâlnească o femeie care suferea pentru suferința fiicei sale? Nu, aceasta este natura lui Iisus. Era un test. Dar ea a rupt și bariera aceasta, s-a apropiat mai mult. Dar a venit și i s-a închinat. Ce vrei mai mult? Închinarea mea înseamnă recunoașterea că tu ești altcineva decât suntem noi toți. Și neamul meu, și neamul lui Israel. Tu ești altceva, tu ești altcineva, tu ești de altundeva. De aceea mă închin. Pentru că nu mă închin decât lui Dumnezeilor mei. Și iată acum vreau să-L cunosc pe Dumnezeul lui Israel. I s-a închinat. Și a zis, Doamne, ajută-mă. Nu se spune Doamne oricui. A fost o recunoaștere. Iisuse, ce vrei mai mult de atât? Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copilului să o arunci la căței. Deci după tăcere, după respingere, a fost și jignirea. Dacă mai treci de bariera aceasta, a trecut testul. Era în perioada aceea foarte jignător, foarte dureros să-l compari pe cineva cu un câine, să-i tradesez cu termenul acesta, cu cuvântul acesta, câine. Pentru că asta înseamnă dispreț total. Un om de nimic putea fi numit câine. Ești un câine.
Cum mă, voi sunteți căței. Ceea ce pot eu oferi, ofer neamului acestea, poporului Dumnezeu. Tu nu numai că nu ai ce, dar cum poți tu să-ți imaginezi că se vei sta la masă, să mănânci de la masă pe care eu o pot oferi neamului acestuia? A fost ultima barieră a jignirii. A fost un test greu, greu. N-aș vrea să fim supuși unor astfel de test. Vedem bine cu câtă ușurință abandonăm orice încercare, o jignire, nu mai vorbesc cu tine. Uitând că având o astfel de atitudine față de fratele meu, eu îl insult pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl iubește pe fratele Euge. Cum pot să nu vorbesc cu fratele Euge? Pentru că s-a uitat urât la mine. Se pare, e un orgoliu meu, mi se pare că nu s-a uitat sau nu mi-a oferit atenția pe care eu consideram că o merit. Și atunci zic, nu mai vorbesc cu fratele Euge. Se nasc acolo resentimente. Pe fratele meu, sau astfel de atitudine de fratele meu, cel iubit de Dumnezeu, înseamnă că nu îl iubesc pe Dumnezeu, ne spune clar Ioan. Cum îl zici tu că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, că nu-l iubești pe fratele tău Eugen care e lângă tine? Pentru că, știu eu, mi s-a părut mie ceva. Așadar, răbiților, avem astfel de teste în viață. Cu atâta ușurință cădem. Vedem bine câte neînțelegeri sunt. Nu între noi și oamenii din lume, între noi în biserici. Frați care nu-și vorbesc, dar vor să ia cina. Nu mai vorbim despre acesta. E dureros când constatăm că situația actuală este uneori extrem de dureroasă. Dar, împotriva acestor lucruri, suntem chemați să luptăm. Așadar, pentru că nu trecem nici testele ușoare, ce am face în astfel de teste atunci când disperarea te împinge să-L chem pe Dumnezeu din toată inima și El îți spune înainte barierele? No, cum să te văd? N-ai putut să treci până aici, peste resentimente, să arăți dragoste fratele tău, chiar dacă te-a jignit. N-ai putut. Ia să te văd acum. Acum când ești disperat, când ai nevoie disperată de Dumnezeu, când copilul tău este pe moarte, cum era fiica lui Iair. Acum să te văd. Acum poți? Atunci îți aduci toată energia. Dar de ce doar atunci? De ce doar atunci? De ce să nu căutăm în noi resurse pe care le cere prin Duhul Sfânt? Să căutăm în noi puterea de a trece peste resentimente, de a căuta pacea, de a căuta să oferim dragoste în numele Domnului. Aceasta suntem chemați. Femeia aceasta a trecut peste ultima barieră. Doamne, bun ești Tu. A trecut și peste jignire. Da, Doamne, a zis ea. Dar și căței mănâncă. A acceptat până și jignirea aceasta. Și căței mănâncă fărâmiturile. Doamne, n-am cerut să mă ospătesc la masa Ta. N-am cerut bunătățile alea din belșugul cerului. Mă mulțumesc cu fărâmituri. Sunt un cățel, da, Doamne, sunt un câine, jignește-mă. Dar am nevoie de fărâmiturile aceasta, pentru că am o fată bolnavă. Fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor. O, femeie, aceste cuvintele lui Iisus, mare este credința ta. Facă-ți se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit când? A promis o tămăduire? Ce a spus acela? Când a rupt ultima barieră, Doamne, am trecut și peste jigniri. Tăcerea Ta m-a durut, am trecut peste ea. Respingerea Ta, Doamne, mi-a stors lacrimi, dar am trecut peste ea și am trecut și peste jignire. Ți-am recunoscut divinitatea, dar, Doamne, am nevoie de Tine. I-a răspuns. Răbiților, ce-am zis că este un caz special? Un caz special, în primul rând, localizarea geografică. Am spus că este prima dată și cred că e singurul caz când Iisus iese din teritoriul unde acționa. Era o femeie dintr-un neam păgân. O femeie care nu cunoștea pe Dumnezeu. Dar avea nevoie de Dumnezeu. Căutase la Dumnezeu ei, în zadar. A mers Iisus. A străbătut distanța aceasta. Pentru o minune. Pentru o zi. Să străbați ața kilometri. Ca să te întorci pe urmă, pentru că ei l-ai așteptat în lucrările pe care le-ai început. Pentru o femeie păgână, care avea nevoie de intervenție pentru sănătatea fiicii. Oare
Prea iubiților, noi care suntem ai Lui, putem să ne îndoim că ne vede lacrimile? Chiar dacă în unele situații vor fi supuși testelor, chiar dacă va trebui ca la rândul nostru să rupem bariere, dar dacă Iisus a dus atâția kilometri pentru o femeie care nu era din neamul Israel, doar să ducă vindecare și mântuire. Pentru că această femeie cu siguranță n-a mai ars tămâie zeilor lor. Siguranță n-a mai dus închinare idolilor din partea lor, din poporul lor. Și l-a cunoscut pe Iisus și pe Dumnezeul mântuirii. Și în cetatea aceea în care o fetiță era disprețuită și alungată pentru că avea drac, în cetatea aceea au revăzut pe fetița aceasta jucându-se cu cei din jur, acceptată data aceasta, o fetiță veselă, o fetiță sănătoasă, și aceasta pentru că a venit învățătorul acela din Galileea, a venit pe aici și a vindecat-o. Cine era acest învățător? Vedeți dumneavoastră, o astfel de lucrare trezește întrebări, nedumeriri. Și atunci oamenii se întreabă, așteaptă răspunsuri. Și răspunsurile nu întârzie să vină. Dumnezeu vede căutările fiecăruia, dacă există. De aceea știm bine de pe paginile Scripturii. Când familia etiopian citea, căuta, cerceta și nu înțelegea, l-a trimis pe Filip. Ajungi carul. Tot printr-o minune. Acolo a fost vorba de teleportare, pentru că ne aducem aminte că după ce l-a botezat, a dispărut, nimeni nu l-a mai văzut din căruță, unde, dar nici nu s-a mai întrebat. Era atât de mare bucuria lui, încât nu l-a mai interesat unde e omul acela care a venit să tâlcuiască, dea sens la ceea ce nu înțeleg. A existat căutarea. Și dacă nu înțeleg, vine Dumnezeu, da, ești preocupat, ia uite, vei înțelege. Dar trebuie să căut. În Fenicia de atunci, în părțile Tirului și ale Sidonului, nu era cunoscut Dumnezeul lui Israel. Dar a venit acest învățător, despre care unii spuneau că este de la Dumnezeu, care făcea minuni și a vindecat o fetiță. Așa lucrează. Așa se face cunoscută slava lui Dumnezeu. Iubiților, avem multe de învățat despre femeia aceasta, de la femeia aceasta. O credință extraordinară, tenacitate, smerenie, pentru că ea trebuie să se dezbrace de orice mândrie, de orice orgoliu. Acolo zice, da, Doamne, sunt cățel, sunt cum zici Tu, dar fă ceva. S-a smerit și apoi jertfă. Totul a făcut pentru fiica ei. De aceea mi-am și imaginat acest ciclu din miracolele Domnului în care părinții apelează la Dumnezeu pentru copii. La un Dumnezeu care vede și șterge lacrimi. Dumnezeu care ascultă rugăciuni și răspunde la rugăciuni. Avem de învățat ceva de la femeia. Deci dincolo de a învăța despre atotputernicia lui Dumnezeu, cum învățăm atunci când vedem astfel de minuni, învățăm și de la femeia aceasta ceva. Atitudinea noastră atunci când suntem supuși la test. Dumnezeu nostru este același. Pentru că una dintre trăsăturile divinității este aceea de a fi imuabil, adică neschimbat. Din vecie în vecie și este scris. Dumnezeu care a lucrat acolo în Fenicia antică, lucrează astăzi în mijlocul nostru. Nu vă îndoiți! Haideți să-L chemăm lăudându-L și să-I aducem închinare. Amin!